În această săptămână am consumat cafea de diverse tipuri. Am consumat atât cafea de brand de la espressor, cât și cafea de brand de la automatele de cafea. În alegerea noastră am mers pe principiul următor. Să vedem care este cel mai bun pahar de to go care conține cappuccino, pentru că băuturile pe bază de lapte sunt favorite publicului din România. Și pe o plajă de la 2 lei la 8 lei, să vedem care este cel mai bun to go cappuccino. Am luat în calcul temperatura, trecând de preț, da? Am luat în calcul temperatura, am cântărit cu acest cântar, sper că se vede, da? Am cântărit cu acest cântar cantitatea, să vedem dacă într-adevăr sunt sau nu sunt îndeplinite condițiile care erau scrise acolo, pentru că fiecare prezenta un anumit număr de mililitri. Însă am dat și de două nume foarte importante care sunt cafele proaspăt prăjite. E vorba de Hedone și de Hotspot. Ei bine, am gustat din ele și după ce am analizat parametrii, ne-am dat seama că sunt cele mai bune. Prin urmare, pe acestea le voi exclude, chiar dacă erau la sub 8 lei, pentru că mai sunt și alte cafenele care au cafea proaspăt prăjită sub 8 lei și am decis să ne orientăm doar pe cafeaua de brand. Nu e corect să comparăm cafeaua de brand cu cafeaua proaspăt prăjită, pentru că ajungem la niște comparații incorrecte. Cafeaua proaspăt prăjită, oricât de prost ai prepara-o, tot e mai bună. În concluzie, deși am avut o experiență minunată la o cafenea cu cafea de la Hedone și de la cei la Hotspot, o să le lăsăm la o parte pentru că sunt cele mai bune, nu putem să le comparăm cu celelalte. Vom compara doar cafele cu cafea prăjită intens, cu cafea care nu știm, a cărei dată de prăjire nu o cunoaștem, cafele de brand, precum avem aici Nescafe, Cibo, evident Five to Go, cred că îl recunoașteți, Good Mood Coffee care are cafea Kimbo, așa, o cafea de la Musetti, așa. JJ Darbovan, aceasta este cafeaua. The Coffee Shop am văzut că scria pe acel espresso și o să vedeți în fotografie. Celebrul McDonald's, așa, Piaceto. De ce am luat de la Piaceto? Nu, întâmplător am găsit-o. Pentru că aici este ceva scris. Este Fair Trade, spune, nu? Rainforest Alliance, scuze, deci aici scrie Rainforest Alliance Certified Coffee. Așa, cea mai bună cafea din Seattle a venit la Black Flavor. Așa, și Klaus. Cei de la Klaus au o cafenea foarte faină pe Magheru, este super ca lumea, vă invit acolo, e chiar foarte bună cafeaua. La cafenea, aceasta nu este o cafea cumpărată de la cafenea, aceasta este o cafea cumpărată de la un espresor. Lângă automat era și un espresor cu cafea și am preferat să luăm cafeaua mai scumpă ca să o vedem, să vedem cea mai bună variantă a celor de la Klaus. Acestea sunt cafele pe care le-am găsit. Eu trebuie să recunosc că le-am băut pe toate, inclusiv cea de la Hotspot și cea de la Hedone. Au fost cele mai bune. Nu pot să le includ pentru că sunt proaspăt prăjite. Aceasta este Luther Number 5 Hedone. Bianca, îți mulțumesc mult de tot pentru cafea, a fost superbă. Aceasta este la Hotspot, nu a avut. Se vede că am băut în ea, da? Deci. Mulțumesc celor de lângă palatul, sala palatului. Este un coffee shop hotspot în fața sălii palatului. Vă invit acolo pentru că este o cafea foarte bună. Am băut un blend
dintr-o Etiopie și o Brazilie. Foarte fain blendul și trebuie să spun că a fost, cred că, cel mai bun, după care vine cel de la Hedone. Am în două excepționale cafele, sub 8 lei. Pentru că sunt cele mai bune, sub 8 lei pe care le-am băut, vă invit să mergeți acolo. Nu pentru că vreau să le fac reclamă, pentru că nu au cafeaua noastră și nu câștig nimica dacă le fac reclamă. Vreau doar să vă spun că sunt sincer și știu că și cafeteria Sebastian și cafeteria Timpul Noi tot așa au cafea proaspăt prăjită. Acestea ar fi, cred că, cele mai bune cafenele cu cafea proaspăt prăjită sub 8 lei, mă refer la cappuccino. Și acum să trecem la fiecare, nu? Să vedem exact ce a presupus. După ce am consumat fiecare cafea, trebuie să recunosc că am notat câteva lucruri interesante. Începem cu Musetti, băută la o cafea, un ATC. A fost cremoasă, a fost o cafea echilibrată, o cafea ca și temperatură în parametri. Ciocolată cu lapte, cam așa a fost gustul. M-a surprins cât de bună era și chiar mi-a plăcut. Ok, următoarea, 5 to go. Pe Ferdinand am consumat, dacă mi-aduc bine aminte, pe Bulevardul Ferdinand, vis-a-vis de un liceu maghiar. Mi s-a părut un pic cam apos acest cappuccino. Avea un gust predominant de lapte, adică era mai intens gustul de lapte. Și a costat evident 5 lei. JJ Darboven, o cafea care a costat 3 lei. Din punctul meu de vedere, această cafea nu se justifică la 3 lei, e probabil de 1,50 lei. Avea niște boabe care nu s-au învârtit în acea mașină, acea mașinărie, pentru că nu cred că este... A scos un scârțâit, a fost o situație așa un pic... cam fierbinte. A fost apos, da, mi-am notat aici, gust de cafea solubilă, fierbinte, băutură gen cafea cu lapte și puțin astringentă pe aftertaste. Ok, următorul, deci nu se poate, Cibo, la 2 lei. Asta am cumpărat-o de la un Mega Image. Apos, da, avea gust de cafea instant, cafea solubilă. Gust intens de cafea. Da, deci predomina aici gustul intens de cafea. Nu se simțea foarte clar laptele, dar mai bună decât cea anterioară de la JJ Darboven. KFC. Da, KFC. Vreau să vă spun că între McDonald's și KFC am avut, să știți, o mare emoție. Care este cafeaua mai gustoasă? Ce să alegi? Nu știi ce să alegi. KFC-ul sau McDonald's-ul? McDonald's-ul e un pic mai scump. Vorbim mai încolo despre el. Acum vorbim despre Seattle's Best Coffee. Da. Ok. O cafea la 6,5 lei. Da, a avut spumă de cacao și a avut puțin zahăr. Eu nu am vrut zahăr, eu n-am consumat zahăr la niciuna dintre ele. A fost, vă rog să mă credeți, la unele chiar un efort foarte mare. Apos avea un gust de cafea veche, stătută, arsă și, da, nu știu dacă avea 200 de mililitri, avea mult mai puțin. Ok, însă mi s-a părut mai bună decât cea de la McDonald's. Tot am zis de McDonald's, aici a fost 7,9 lei, foarte, foarte scumpă pentru calitatea cafelei. Foarte scumpă, chiar dacă este o cantitate generoasă. Ei bine, avea o spumă de 2 cm, să știți, spumă, deci nu cremă, la o cafea era cremă. Așa, gust neclar, o cafea prăjită intens și apoasă, doar că era o cantitate super ok, adică e bine. Da, la Good Mood Coffee, cafea de la Kimbo, ok, cafea de la Kimbo, ia să vedem, 7 lei a costat,
Da, a fost una dintre cele mai bune cafele aceasta, un gust echilibrat, cremă, nu spumă, dulce, un gust per ansamblu foarte bun. Ah, da. Nu știam că există Piaceto. Vă rog să mă credeți. Piaceto. Am luat-o pentru că era chestia asta cu broscuța. Adică Rainforest Alliance Certified Coffee. Bun, minunat. 3 lei. Din punctul meu de vedere nu face nici un leu măcar. Sau 75 de bani. Este probabil cea mai proastă cafea pe care am băut-o în viața mea. Și vă rog să mă credeți că am băut foarte multe cafele. Și de brand și proaspăt prăjite. Deci avea o spumă ca în cadă. Așa. Era apos, fad, fără aromă și fără niciun fel de note. Nu avea absolut nimic. Și mă rog, vedeți dumneavoastră ce temperatură avea. Nu avea gust de cafea, am notat aici. Nu mi-a plăcut deloc. Nescafe. Nescafe, cum să nu vorbim noi de Nescafe, Alegria. Eu când am văzut Nescafe, deci de ce mi-a plăcut mie Nescafe? Erau la un Carrefour. Nescafe mi-a plăcut pentru că permitea și monede. Adică puteai să pui monede. A costat 1,50 lei. Vreau să vă spun că această cafea este de 3 lei, nu este de 1,50 lei. Nescafe Alegria. Avea, să știți, un gust de cafea 3 în 1, ca să zicem pe aia dreaptă. Era puțin astringentă, avea un gust puțin afumat și eu am optat pentru varianta asta. Asta e foarte ok. Avea opțiunea reducerii cantității de zahăr. Nota 10 pentru chestia asta, pentru Nescafe. Felicitări! Așa, deci 1,50 lei. Super, excelent. Aha, Klaus! După cum vă spuneam, am optat pentru o variantă de espresso, deci un magazinaș alimentar de cartier. Acolo era și un automat de Cibo, era și un automat de Klaus și era între ele, ceea ce m-a surprins, un fel de espresso. Și am optat la acel espresso pentru că acolo era cafea și am văzut că s-a râșnit cu ochii mei, deci am auzit și a scăzut cantitatea de boabe. 3 lei. Ok. Mi-a plăcut că avea un bețigaș din lemn, după cum vedeți în imagine, însă na, o cafea mai arsă, se simțea că e lapte praf, nu avem cum să punem într-un... Nu avem cum să avem pretenția să fie lapte, poate să fie UHT, dar nu cred că cineva face așa ceva. Ok, deci a fost super ok. Recomand când puteți să luați când vedeți boabe. Asta este prima recomandare. Boabe. Restul sunt prafuri. Așa. Și după cum spuneam la început, nu putem compara Hedone și nici Hotspot. Nu putem compara cafeaua proaspăt prăjită cu cafeaua de brand. Acum, ca să facem un clasament din punctul meu de vedere. Pe locul 1 se situează Musetti cu o cafea, de la o cafea. Pe locul 2, Kimbo, de la Good Mood Coffee. Pe locul 3, Klaus, așa. Pe locul 4, Nescafe. Nescafeul mi s-a părut foarte, foarte ok. Pe locul 5, Seattle, Best Coffee. Vreau să văd și eu în Seattle culturile de cafea. KFC. KFC e peste categoric McDonald's. După care, din punctul meu de vedere, McDonald's, Cibo, Five to Go, JJ Darbovan și acest Piaceto, doar că am aceste două mari rugăminți, să nu mai cadă bețigașe din plastic, e cancerigen, și doi, să nu mai există o temperatură peste 60 de grade la băuturile date în pahare.
Tehnic, un cappuccino trebuie să fie între 50 și 60 de grade. Nu cred că e ok să ne opărim sau să ne frigem la mână și așa mai departe. Au fost cafele pe care nu am putut să le țin în mână, vă dați seama, damite să le beau. A trebuit să aștept 10-15 minute ca să se răcească. Așadar, eu ceea ce vă sfătuiesc este să consumați cafea boabe, neapărat. Iar în al doilea rând, nu consumați băuturi fierbinți, fac rău smalțului, dinților, gingiilor, le pot inflama. Și în al treilea rând, nu o să simțiți gustul. Tehnic, papilele gustative sunt făcute să simte undeva între 37 și 40 de grade toate notele dintr-o băutură, indiferent care este ea. Prin urmare, dacă veți bea o cafea la 70 de grade, sigur o să vă opăriți și nu este o senzație plăcută. O cafea fierbinte nu este o cafea, ca să mă înțelegeți. Acesta a fost episodul de astăzi, oameni buni. Până data viitoare, vă rog să ne scrieți în comentarii ce părere aveți și dați-ne un share, un like, un subscribe și toate bune. Atenție ce consumați, căci suntem ceea ce consumăm. Pa, pa!